Epistola Apostolului Pavel către Tit Și vom citi trei versete Aparent, nu au nimic de-a face cu mulțumirea Și totuși, în seara asta ne vom da seama că Sunt foarte importante pentru acest subiect Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul acesta cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericirea noastră în nădejde și arătarea slavei Marului nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. Să ocupăm locurile. titlul care l-am dat pentru subiectul din această seară, este recunoștința ca stil de viață. Este foarte ușor să devenim recunoscători de Thanksgiving, nu? Ne aducem aminte de Thanksgiving, ce bun a fost Domnul cu noi anul ăsta și să facem din sărbătoarea aceasta o uh, sărbătoare de o zi, sau hai să zicem de mai multe acum. Uh, important este să o transformăm, sărbătoarea aceasta, într-un stil de viață, să trăim... Ca un om mulțumitor, recunoscător înaintea lui Dumnezeu. Înainte ca să intrăm în subiectul ăsta, aș vrea să vă dau câteva citate. În primul rând, este ceea ce a spus Abraham Lincoln când a declarat Ziua de Thanksgiving în anul 1863. Iată ce spunea el, și m-am gândit că ar suna grozav de bine și pentru noi cuvintele astea. Zicea, noi am fost recipienții feluritelor bunătăți ale cerului, am crescut în număr, bogăție și putere mai mult ca orice altă națiune. Dar l-am uitat pe Dumnezeu, am uitat mâna plină de grație care ne-a păstrat în pace, ne-a înmulțit, ne-a îmbogățit și ne-a întărit. Și în deșertăciunea inimii noastre ne-am imaginat în van că toate aceste, aceste binecuvântări sunt produsul înțelepciunii și virtuților noastre superioare. Wow! Ne-am asumat că a fost meritul nostru pentru tot ceea ce suntem și avem. Cu 74 de ani înainte de Lincoln, primul președinte al Americii, George Washington, când a declarat ziua aceasta ca zi de mulțumire și de recunoștință înaintea lui Dumnezeu, a spus următoarele cuvinte. Este necesar de asemenea, chiar și într-o societate și într-o guvernare atât de binefăcătoare, să ne amintim de imensa bunătatea celui care ne-a chemat să luptăm pentru viitorul nostru, și că trebuie să luăm în considerare binecuvântările care ne sunt oferite. Prin urmare, este recomandat ca toți cetățenii să se oprească și să dedice un o zi de mulțumire adusă lui Dumnezeu, mai ales acum, în acest moment în care suntem binecuvântați cu pace și binecuvântări în națiunea noastră. Vă îndemn să vă concentrați gândurile și inimile la Creatorul nostru și să faceți din această oportunitate un prilej de rugăciune și de mulțumire. Pentru a celebra un asemenea eveniment, propun cea de-a patra joi din luna noiembrie să fie sărbătoarea de mulțumire, dată în capitala noastră, în New York, în acest an al Domnului 1789. 1789. Nu este de mirare de progresul acestei națiuni de-a lungul anilor, de-a lungul istoriei, pentru că la baza ei a fost o asemenea gândire biblică, normală, creștină, care a îndemnat oamenii să-i mulțumească lui Dumnezeu și să-i fie recunoscători pentru tot ceea ce avem și suntem. Am vrut să vă citesc cuvintele acestea, pentru că trecem așa de ușor peste ele. Am fost în România și în luna trecută am avut surpriza să particip la o zi de mulțumire a unei biserici. Cum fac frații români, nu te invită la el la biserică, dar nu spun ce urmează și m-am trezit la un fel de Thanksgiving românesc. Dacă mi-ar fi spus, ar fi fost mult mai pregătit să le țin o predică despre Thanksgiving, da? Ne-am descurcat și mi-am dat seama că și românii încep să devină recunoscători lui Dumnezeu pentru binecuvântările de care se bucură. Apropo, ar trebui să continuăm să ne rugăm lui Dumnezeu în mod special zilele acestea, mai ales mâine și poi mâine, când se pare că se vor lua la nivel guvernamental niște hotărâri majore care s-ar putea să ducă la lucruri foarte grave, uh, unii cer anularea alegerilor, uh, uh, sunt uh, lucruri foarte grave și dacă uh, se produce un asemenea lucru, s-ar putea să se lase cu vărsare de sânge în România. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru asta. Nu ne dăm seama ce vremuri periculoase traversăm. Sunt vremuri unor schimbări dramatice și ar trebui să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru țara asta în care suntem. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că este bun și conduce lumea și încă este pe tron, în ciuda tuturor dificultăților prin care trec societățile noastre. Primul lucru care vreau să-l spun în această seară este că recunoștința ar trebui să devină o atitudine cu care să trăim în fiecare zi. Trebuie să devină o atitudine și ea se naște în ceea ce privește relația cu noi înșine din traiul cu cumpătare. Ar trebui să trăim cu cumpătare, așa cum spunea apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune că, de fapt, noi avem trei relații fundamentale în această lume. În primul rând, cu noi înșine, cu lumea din jurul nostru și cu Dumnezeu. Cu noi înșine ar trebui să trăim cu cumpătare, zice Apostolul Pavel, care înseamnă stăpânire de sine. Cu oamenii din jurul nostru trebuie să învățăm să trăim cu dreptate, și cu Dumnezeu să trăim cu în evlavie, cu respect față de Dumnezeu nostru. Să le luăm pe rând, pentru că sunt extrem de importante. Trebuie să devine recunoștința noastră o atitudine, în primul rând față de noi înșine, și să începem să învățăm să trăim cu cumpătare. Știți că mulțumirea și recunoștința se învață? Apostolul Pavel spune, eu am învățat, m-am obișnuit, zicea el, să fiu mulțumit în orice situație. Este un exercițiu pe care ar trebui să-l facem în fiecare zi. <coughs> Și ar trebui să uh, înceapă uh, relația asta cu noi înșine, înșine printr-o serie de renunțări. Uh, mulți dintre noi, mai ales aici în America, foarte greu mai renunțăm la câte ceva. Dar viața de creștin ar trebui să fie un exercițiu permanent de renunțare, să renunțăm la cele lumești, la cele firești, la cele ce nu ne fac bine, la cele ce nu ne apropie de Dumnezeu, la lucrurile acelea multe care ne aglomerează viața, care ne mănâncă resursele, care ne mănâncă liniștea și somnul nopții. Ar trebui să renunțăm și să trăim cu cumpătare. În Efeseni în Efeseni 5 cu 20 Apostolul Pavel spunea Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos Mulțumesc foarte mult fratelui pentru că ne-am mintit să nu facem greșeala aceasta așa de ușor luăm lucrurile și le generalizăm nu toate lucrurile merită să mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Dar putem să fim mulțumitori că Dumnezeu conduce lumea și ne va ajuta să trecem peste toate celelalte lucruri prin care trecem. De aceea, atitudinea aceasta este extrem de importantă. În Filipen 4,6, același apostol spunea, nu vă îngrijorați de nimic, și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Acum, s-ar putea să ne rugăm și să nu primim nimic, dar ar, ar, ar trebui să, să finalizăm cu mulțumire. Spunea cineva că va veni o zi când vom mulțumi cu adevărat lui Dumnezeu că nu ne-a ascultat multe rugăciuni. Vom mulțumi lui Dumnezeu că nu ne-a ascultat multe rugăciuni. De aceea, probabil că atitudinea aceasta ar fi foarte importantă să o exersăm și să fim mulțumiți cu viața în care suntem, cu harul care ne-l a dat Dumnezeu astăzi. Să trăim cu cumpătare. Cei mai mulți dintre noi în această societate de consum suntem motivați să fim nemulțumiți. Americanii spun că, de fapt, nemulțumirea este motorul care dezvoltă această societate în care noi trăim. Oamenii nu sunt mulțumiți de casa lor, cumpără una mai mare, de mașină, cumpără una mai nouă, de haine, de mâncare, de ce știu eu, vor ceva mai mult, mai grozav și mai, mai bine. Nu? Și începem să gândim că asta este viața, este un, cu, un continu urcuș de la bine la foarte bine. Era în România un frate, întotdeauna îl întrebam cum e. Tot timpul spunea că mai mult decât bine, e de la bine în sus. Totdeauna îl felicitam, dar într-o zi a schimbat macazul și îi zice sunt pe lângă bine. Deci nu mai era de la bine în sus și umbla pe lângă, pe lângă bine. Nu? Ei, ar trebui omul care s-a învățat să renunțe, s-a învățat să trăiască cu ceea ce i-a dat Dumnezeu. Omul acesta știe să trăiască în cumpătare. Termul ăsta este foarte nepopular pentru societatea în care trăim noi, societatea de consum, nu? unde suntem motivați să fim nemulțumiți, nu? De aceea ne plângem tot timpul, dorim ceva mai mult. Ar trebui să reînvățăm recunoștința. Este un a fost preot catolic, de fapt și profesor universitar în Universitățile Catolice, Harry Nowen, omul ăsta într-o zi a făcut ceva șocant. A, a demisionat din slujbele lui foarte înalte, și a plecat în Canada și s-a angajat la un fel de azil de alienați mentali. Să slujească oamenii aceia care, zicea el, nu pot să-ți mulțumească. Care nu sunt capabili să-ți mulțumească. Noi întotdeauna suntem gata să slujim pe ea care ne mulțumesc, ne sunt recunoscători, nu? Care ne laudă eventual, nu? Sau ne răsplătesc pentru bunătatea noastră, pentru generozitatea noastră. Și omul acesta, plin de diplome și de merite, care a scris zeci de cărți faimos în toată America, conferențiar, a strânit șocul tuturor. ce cu tine ai... Zicea el, am găsit că a sluji pe alții fără niciun fel de pretenție este unul dintre lucrurile cele mai extraordinare. Și avea grijă de un bărbat tânăr pe care îl trezea dimineața, îl spăla pe dinți, îl barberea, îi dădea de mâncare cu ligurița. Asta nu știa nici măcar pe ce lume să se află. Dar l-a îngrijit pe omul ăla o viață întreagă. Iată ce scria printre cărțile lui, una care vă recomand tuturor și m-am gândit că n-ar strica să o traducem în limba română, se numește The Wounded Healer, Vindecătorul Rănit. Zice, orice moment al vieții noastre este o alegere, o ocazie de resentiment sau mânie, sau ocazia unei bucurii și a dragostei și speranței. Cum vom răspunde? Cu pumnii strânși sau cu brațele deschise, ridicate în uimire și adorație? Cum vom răspunde la circumstanțele vieții? Cu pumnii strânși, nervoși, protestând? Nu, no, asta e viață? Nu? Sau ne vom ridica brațele în sus și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântările și pentru harul lui? Știți că materialismul societății în care noi trăim ne conduce la lăcomie. Lăcomia este unul dintre păcatele formidabile ale creștinului chiar, ale omului de astăzi. Lăcomia este dorința incontrolabilă de a achiziționa lucruri, de a avea mai mult în limba evrească este chamad, care înseamnă dorința de a poseda ceea ce nu ți se cuvine. Nu e pentru tine, dar vrei. Vrei și tu. Și tu vrei mașina aia, și tu vrei casa aia, și tu vrei ce are ăla al de lângă tine. Dorința de a avea este o parte esențială a ființei noastre umane. Și ar trebui să avem grijă pentru că dorința asta se transformă în păcat foarte repede și uităm rapid de moderație, uităm de stăpânirea de sine, de cumpătare. De aceea mâncăm mai mult decât trebuie, ne cumpărăm lucruri mai multe decât ne trebuie, ne aglomerăm casele și dacă nu mă credeți, uitați-vă în garajul dumneavoastră să vedeți ce e. Unii dintre voi aveți, așa ca și mine, -ă, cutii pe care încă nu le-ați deschis nici acum, după vreo 10 ani, nu? Într-o zi m-am enervat și am spus soției, ascultă la mine, dacă găsesc o cutie pe care n-am deschis-o niciodată, știu unde se duce, la garbici. N-am să o deschid, nu mă interesează cei. Dacă n-am deschis-o până acum, nici de acum încolo n-am să o mai deschid. Am adunat o groază de lucruri din această dorință de a avea, din verbul ăsta nefast, nu ăsta este verbul esențial a ființei umane, ci a fi, a fi copilul lui Dumnezeu, a fi mântuit. Ăsta este verbul, nu a avea. De foarte multe ori, oamenii care au, nu sunt. Și de obicei, oamenii care sunt, nu, nu prea au. Verbele astea sunt în, în, în totală contradicție. Nu? de foarte multe ori trebuie să-i aduc aminte soție de gramatica asta mai ales când îmi spune că uite ce s-ar putea avea nu? fiind un man a fi este verbul și nu avea și oamenii care sunt nu prea au și trebuie să fii mulțumite că ăsta e verbul esențial, a fi, nu a avea apoi lăcomia este un păcat sămânță, să zicea cineva din, din lăcomie se nasc o mulțime de alte păcate. Toate se nasc de aici. Luați-le la rând. In, invidia, nu? Răutatea, bârfa, chiar uciderile se nasc de aici. Din, din, din păcatul ăsta, sămânță. Nu? Păcatul original, care, știți care este, nu? Tot dorința asta de a avea. Femeia a văzut că pomul este bun de mâncat. Wow! Frumos și bun de mâncat. Nu? Și a mai cumpărat o plasă de la Walmart. A mai cumpărat ceva în plus, a mai cheltuit 2 300 de dolari și nu avea nevoie de ele, nu? Eu am o problemă cu soția întotdeauna, nu știu de unde are ea ideile astea, că bananele sunt foarte bune la bătrâni. <laughs> tot timpul cumpără banane, în continuu cumpără banane. Și în, bă, nu avem, că eu nu recunosc, nu, <laughs> nu recunosc și nici nu mănânc, că, că nu-i voie pentru anumite boli. Și le cumpără de fiecare dată și de fiecare dată le aruncă, că se strică acolo pe countertop, nu? Suntem teribili. Gândiți-vă la chestiunea asta, că fiecare avem câte o asemenea apucătură, nu? Femeia a văzut că pomul e bun de mâncat. Wow! Nu? Băi, ce banane grozave erau la, la Walmart sau cine știe unde. Nu? Cumpărăm și nu ne trebuie, dar le cumpărăm. Și apoi, cum zice cineva, lăcomia e păcatul subestimat de lumea noastră materialistă. Um, Devenim american, nu? Americanul cu bani care nu-i are, cumpără lucruri de care nu are nevoie, ca să facă în ciude oamenilor pe care nu-i iubește. <laughs> să moară toți de ciudă când o să vadă mașina pe care și-a cumpărat-o el. Nu? Să bucuria bancherilor. Uh, haideți să vă uh, spun că. Eu cred că aici am... Iată ce spunea uh, apostolul în Evrei 13, cu 5. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Wow! Mulțumiți-vă cu ce aveți. Că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Noi credem că cu cât mai mulți bani avem, cu atât mai sigură va fi viața noastră. Nu e adevărat. Dumnezeu este garanția și siguranța vieții noastre. Nu mulțimea banilor noștri. A, vreau să continui. Am aici o poveste care mi-a plăcut enorm de mult. De ce cum un bărbat de vreo 30 și ceva de ani? A fost la o conferință de NASA pentru bărbați, nu? Și după ce a ascultat câteva mesaje de la motivaționale, și a dat seama că, domnule, nu prea l-a tratat bine pe taică -so și nu i-a mulțumit niciodată lui taică -so pentru ce a făcut taică -so pentru el, nu? Și-a hotărât când ajunge acasă, pune mâna pe telefon și îl sună pe taică -so. Ascultați convorbirea telefonică. Bună, tată, sunt eu bună fiule, mă duc să o chem pe mama. Zice, nu, 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 chema, că de obicei asta se întâmpla, când suna acasă, vorbea cu măsa, nu cu taică sau, nu? zice, nu, nu, cu dumneatare vreau să vorbesc. S-a aș, așezat o pauză lungă. Zice, ai nevoie de ceva bani? Zice, nu, 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 tată. Dar mi-am mintit zilele astea de tine, și despre lucrurile multe pe care le-ai făcut pentru mine, muncind toți acești ani, m-ai ajutat la facultate, susținându-mă în toți acei ani de studiu. Viața mea merge bine acum și este și datorită faptului că tu m-ai ajutat. M-am gândit la asta și mi-am dat, mi dat seama că niciodată nu am fost cu adevărat recunoscător să spun un mulțumesc din toată inima. Uh, am, am sunat pentru că vreau să-ți mulțumesc și să spun că te iubesc. După o pauză destul de lungă, tata zice, fiule, ai băut ceva? <laughs> ai băut ceva? Uh, foarte multe ori, relațiile noastre cu ceilalți, și acum trec la următoarea următorul subiect. Recunoștința și comunitatea. Ar trebui să trăim între oameni cu dreptate. Ziua recunoștinței ne oferă ocazia de a ne aduce aminte de faptul ăsta în mijlocul familiilor, a prietenilor, ca să întărim legăturile comunității. Iată ce spunea cineva și uh, aș vrea să rețineți fraza asta, pentru că mie mi-a făcut foarte mult bine. Deci, a fiecare avem o idee despre comunitatea ideală. Puneți, dacă vreți, biserica ideală. Okay? Cea grozavă, bună și scripturală. Încetați să o impuneți altora, ideea asta care o aveți. Cu cât vei renunța mai devreme la ea, vei fi mai fericit tu și cei din jurul tău. Dacă nu renunți, vei deveni un distrugător al comunității. Ascultați-mă vei deveni un distrugător al comunității. Pentru că niciunul nu o să fie bun, nimeni nu o să conducă așa cum crezi tu că trebuie să fie condus biserica, comunitatea sau businessul la care lucrezi. Și devii un, nu numai un critic turbulent în comunitatea în care ești, dar vei distruge exact comunitatea aceea. Recunoștința ar trebui să uh, reflecte uh, exact acest lucru, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii din jurul nostru. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea care ne-a dat-o să trăim într-o anumită comunitate. Iată ce spunea Pavel în Coloseni 3 cu 15. Pacea lui Hristos, dacă ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, o comunitate, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Fiți mulțumitori în mijlocul comunității în care sunteți. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru ea. Mai departe, de Salonicen 5, 16 la 18, Pavel spune Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă în încetat, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Comunitatea mulțumește lui Dumnezeu pentru biserică, pentru frați, pentru comunitatea în care ești, din care faci parte. Nu fi un distrugător al comunității. Am suferit toată viața mea. Nu numai că uneori eu am fost la care am vrut să schimb lumea, dar am avut oameni care au fost foarte nemulțumiți de lumea pe care eu o păstoream, de biserica pe care eu o păstoream. Și am avut enorm de mult de suferit din pricina asta. Pentru că toți vor să... Toți au idei, toți vor să schimbe lumea. Toți să pricep la politică, la fotbal și la condus biserică, nu? Comunitatea. Toți sunt experți. Toți știu. Ei, când, dacă nu renunți la ideile astea care tu le ai și ți se parcă sunt foarte bune, vei distruge exact Comunitatea. În primul rând, o să-ți distrugi familia. O să-ți îndepărtezi copiii de lângă tine. O să-ți gonești prietenii care îi ai în jurul tău. Pentru că tu vii cu un standard care nu li se potrivește lor niciodată. Vreau să trec mai departe și să vorbesc și despre uh, recunoștința și credința. Timpul trece așa de repede, Recunoștință și credința. Trebuie să trăim cu Evlavie, cu respect față de Dumnezeu, în relațiile noastre cu Dumnezeu. Recunoștința ne apropie de Dumnezeu. Încrederea în providența Lui și în aprecierea pentru darurile sale ne ajută să ne îmbunătățim relația noastră cu El. Dacă tu vii întotdeauna la Dumnezeu bombănind că nu-ți place aia, nu-ți place cealaltă, vrei ceva mai mult, mai bine, mai grozav, prunci mai cuminți, nevastă mai frumoasă, salar mai mare și eu știu ce. În continuu vrei ceva, altceva și niciodată nu ești mulțumit înaintea lui Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu, a ta cu Dumnezeu nu este prea bună. Lăudați pe Domnul că ce este bun, că ce în viață ține îndurarea lui Psalmul 107. Intrați cu laude pe porțile lui, intrați cu cântări în curțile lui, lăudați și binecuvântați în numele Psalmul 104. Sunt foarte multe versete pe, pe tema asta. Dar aș vrea să vă dau niște citate din Andrei Pleșu. Zilele astea am citit și citesc încă o carte de-a lui despre îngeri. Dacă mergeți în România, căutați-o. Andrei Pleciu spune așa, suntem înconjurați de viruși, de cataclisme potențiale, de mecanisme imperfecte, de semeni irresponsabili sau direct criminali. Așa că, așa că probabilitatea de a ajunge cu bine la finalul acestei curse cu obstacole este minimă. Este minimă. De aceea ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu tot timpul că ne-am trezit din somn. Pentru că o perioadă din viața noastră unde suntem cei mai vulnerabili este când dormim, nu? Somnul. Suntem cei mai vulnerabili tuturor pericolelor. Nimeni nu are garanția că se va trezi mâine dimineață. Suntem așa de inconștienți, de culcăm seara, dar nu ne punem problema. O să mă mai trezesc mâine sau nu? Nu. Ei bine, um, iată ce spun în continuare, Andrei Pleșuș, asta mi-a plăcut enorm de Mulți zice, fiecare viață individuală este suma morților posibile lăsate în urmă. Biografia oricărui bătrân e cimitirul virtual a unui număr indefinit de sfârșituri ratate, evitate în mod inexplicabil. Wow! De cele mai multe ori ne-a salvat Dumnezeu și nici măcar nu știm. Nu? Nici măcar nu știm. Nu suntem conștienți de treaba asta. Uh, Adre Pleșu spune că noi avem uh, de la Dumnezeu un înger păzitor din momentul ce venim în această viață și asta are grijă de noi în fiecare zi. Am auzit o glumă foarte drăguță, zice că, în sfârșit, uh, Trump a ajuns în rai. Domnul să-l ajute uh, să ajungă acolo. Și în timp ce se plimba prin uh, rai, uh, cu un însoțitor, a văzut pe cineva, domnule, bătut măr, vânăt, <laughs> vai și amar de capul lui, tot era nenorocit. Și îmi asta, ce cu ăsta aici? Zice, ăsta e îngerul tău păzitor, <laughs> uh, care l-a scăpat de, de, atâtea lucruri. Nu? Cine știe cum arată și îngerii noștri păzitori, câte vânătăi au, nu? că ne-au scăpat de atâtea lucruri. E bine, am avea așa multe motivații să lăudăm pe Domnul și să-i mulțumim lui Dumnezeu, mai ales pentru lucrurile acelea care nici măcar nu știm de care ne-a scăpat, nu? Fiecare dintre dumneavoastră aveți amintirele copilăriei, nu? Am căzut de pe un cal la patru ani și mi-au rămas... Până și astăzi, imaginea burții calului care au sărit peste mine, nu? Am căzut dintr-o căruță de câteva ori. Am sărit odată din tren, că eram mai mare și uh, știam să fac săritura tigrului. Am sărit din tren. Uh, fiecare dintre noi avem o serie de, de, de evenimente din astea când Dumnezeu ne-a scăpat ca prin minune, nu-i așa? Soția să se teme de tren pentru că... Plecam de la Timișoara cu niște prieteni uh, și în gare tot am povestit, am povestit și a plecat trenul. Și unul dintre prietenii mei a urcat-o cu forța pe soția mea în tren, în plină viteză. Lumea a început să strege de la fereste criminalule. <laughs> de atunci soția mea se teme de trenuri de numai. Fiecare aveți uh, momente din astea în viață de care ar fi bine să vă aduceți aminte și să mulțumiți lui Dumnezeu. În concluzie, foarte pe scurt, recunoștința trebuie să ajungă un stil de viață. Doi, recunoștința ne afectează relațiile, așa cum spuneam, cu noi înșine, cu semenii noștri, cu comunitatea și cu Domnul. Un om plin de recunoștință va trăi în viacul acesta de acum, nu? cu cumpătare, când e vorba de el însuși, va învăța să renunțe, să trăiască modest și va învăța să fie mulțumit cu toate lucrurile. Va trăi cu dreptate, cu semenii lui, cu oamenii din jurul lui. Și va trăi cu Evlavie în prezența lui Dumnezeu și mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Haideți să mulțumim Domnului în seara asta, ridicându-ne și să mulțumim Domnului pentru harul care ne l-a dat. Să fim cu toții împreună. Amin!